Bună seara tuturor și bine ați venit la conferința lunară a Centrului Cultural Catolic Iași. Preasfinția voastră, domnule profesor, stimați invitați, dragi studenți, stimat auditoriu, întrucât ne pregătim pentru vacanțe și pentru concedii pe perioada estivală, am propus pentru această seară, fiind ultima din seria conferințelor organizate pe parcursul acestui an universitar, am propus o temă așa, mai luminoasă, mai senină, care să ne lase o impresie agreabilă pe toată durata verii. Conferința din această seară abordează o chestiune de identitate creștină și privește creștinismul în cotidianitate, cum suntem noi creștinii în viața de fiecare zi. Dacă ar veni cineva în comunitatea noastră și ne-ar vedea cum arătăm, cum vorbim, cum ne adresăm celui care vine, oare ce impresie și-ar face? Este creștinismul o religie a fețelor încruntate, așa, care exprimă o rigoare, o, nu știu, așa, o, să spunem, o asprime spirituală, o seriozitate solemnă? Sau este pietatea o formă de proastă dispoziție, cum apar uneori persoanele foarte pioase, așa, parcă ar fi triste, parcă ar trăi într-o vale de lacrimi, cum spune o celebră rugăciune a noastră. În această seară, invitatul nostru ne va aminti de niște virtuți creștine, adesea uitate, dar care sunt de o valoare extraordinară. Pentru această conferință l-am invitat în această seară pe un distins profesor ieșan, filozof, așa, profesor dr. Ioan Alexandru Tofan, profesor în cadrul Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit și mulțumesc! O să vă rog să-mi permiteți să-i fac o scurtă prezentare. Acum, dânsul are un parcurs de formare impresionant, cu stagii de formare, mai ales prin Germania și prin alte țări, cu foarte multe activități, un curriculum vitae impresionant. Este specializat în filozofie, filozofie românească, hermeneutică, practica interpretării textului filozofic, metodologie filozofică. Pe noi ne interesează în mod deosebit faptul că domnia sa se interesează și de filozofia religiei și de formele experienței spirituale. Are numeroase studii în reviste și lucrări de specialitate, articole în presa culturală și, de asemenea, este autor de cărți. Dintre cărțile cele mai, să spunem așa, care l-au făcut cunoscut, cărți apărute la editura Humanitas, vorbim de Andres Crima, un gentleman creștin, apoi Omul lăuntric, Andres Crima și fizionomia experienței spirituale, mistică și lume cotidiană, Michel de Certeau. Iată, interes pentru un autor catolic. De altfel, dânsul este frecvent prezent la momente din acestea simpozioane de filozofie, teologie organizate și de biserică. Are un foarte mare interes pentru tot ce înseamnă teologie. Ultima sa reușită, să spunem așa, extrem de meritoasă, este apariția celor patru volume ale lui Marin Tarangul, un autor insuficient cunoscut în momentul de față, dar dânsul este coordonatorul seriei de autor Marin Tarangul. Au apărut patru volume care au fost lansate la Casa Culturii în luna mai anul acesta. Vorbind despre acest lucru, domnul Andrei Pleșu, într-o emisiune recentă, spunea următorul lucru despre domnul profesor Tofan. Zicea așa, noi aveam arhiva lui Marin Tarangul, dar dacă nu găseam un om la Iași, nu reușeam să publicăm aceste volume. Și a zis așa domnul Pleșu, zice, e un om și competent, este și harnic, așa a procedat și cu Andrei Scrima.
Zice, de obicei, noua generație de profesori, zicea de profesorii de vârsta dânsului, noua generație nu mai are contact cu cei vechi. Cumva sunt clasați, sunt puși deoparte. Ori el este extrem de viu în dialogul cu generațiile anterioare. Și cred că aici stă forța înțelepciunii sale și vitalității sale, așa, și în vorbire și în dialog. De altfel, este un mare iubitor al dialogului, îi plac foarte mult discuțiile, posibil în contradictoriu, cu opinii diferite, de aceea vă invit de la început, ca pe parcursul acestei conferințe, să formulați, să vă formulați idei, întrebări, pentru ca în partea dedicată întrebărilor să avem un dialog și va fi un dialog foarte frumos, pentru care îi mulțumesc deja de pe acum domnului profesor. Așadar, conferința din această seară se intitulează Creștinism și lume cotidiană, umor și politețe în tradiția creștină. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru prezența dumneavoastră aici. Când am vorbit cu părintele Iosif despre temă, nu știam, dar era mai de mult. În urmă cu 2 săptămâni, Sfântul Părinte chiar despre umor a vorbit într-un cerc la Vatican, spunând care sau vorbind despre limitele umorului în viața spirituală. Și ce spunea Sfântul Părinte, spunea la un moment dat că umorul, bancul, de exemplu, gluma, nu trebuie să lezeze sensibilitatea celuilalt. Asta este o limită a felului în care umorul este activ în viața noastră spirituală. Și voi încerca și eu cu toată smerenia să mă refer la chestiunea aceasta și să încerc să dezvolt 2 sau 3 idei plecând de la ceea ce a spus Sfântul Părinte. O a doua precauție, să spun așa, este să explic locul din care vorbesc. Sunt laic. Și probabil întrebările de la care voi pleca sunt întrebările unui laic, nu ale unui teolog. Laicul întâlnește în viața sa spirituală, să zic, întâmplări sau, în fine, opțiuni pe care un teolog știe să le discute plecând de la marea tradiție teologică a Occidentului sau de la Scriptură sau de la tradiția Sfinților Părinți, dar care în viața unui, repet, în viața unui laic, aceste răspunsuri nu sunt foarte concludente și încearcă să găsească o cale de interpretare, o cale de poziționare în raport cu adevărul creștin pe care încerc să o explic sau să o dezbat puțin astăzi. Și, deci, care este întrebarea unui laic care se întâlnește cu tradiția creștină pentru prima dată? Cu ce se întâlnește el de fapt? În principal, se întâlnește cu un model maximal al vieții spirituale, cu un model pare a fi cu totul inaccesibil în viața de zi cu zi. Se întâlnește cu modelul cristic, sau citind mai apoi, se întâlnește cu modelul sfinților care sunt, la o primă vedere, și despre asta va fi și conferința mea de astăzi, niște personaje intangibile sau niște personaje care nu pot fi copiate, nu pot fi asimilate în mecanismul propriei vieți. De exemplu, o să dau un exemplu din Pateric, un sfânt părinte, un avă, care era foarte îmbunătățit, care aduna în jurul lui mulți discipoli, care făcea minuni și așa mai departe, ajunge pe patul de moarte și părea oarecum înfricoșat de momentul morții. Și ucenicii săi îl întreabă, dar cum e acum la sfârșitul unei vieți foarte îmbunătățite sau unei vieți care a urcat pe culmile spiritualității până în acest moment? Și Sfântul Ava le spune, de fapt nici nu știu dacă am pus început vieții mele spirituale. Și spune asta un mare sfânt la sfârșitul vieții sale. Cum ne putem noi raporta la un astfel de model, să spunem, spiritual maximal? Cum poate fi el asimilat în viața noastră de zi cu zi?
Cu atât mai mult cu cât, după cum ați văzut din titlul conferinței, problema care se pune este viața cotidiană. Ce este cotidianul? Și aici, unul dintre cei mai dragi autori pe care i-am citit până acum, Michel de Certeau, despre care părintele a amintit puțin, un excepțional istoric, dar nu numai, iezuit, vorbește despre viața cotidiană spunând că este o viață care o numește cu o expresie a lui Henri Lefebvre, este o categorie reziduală a existenței noastre. Viața cotidiană se compune din tot ceea ce noi nu putem să ne asumăm în mod conștient, programatic, rațional sau conform cu un anumit plan de viață. Viața noastră cotidiană este compusă din întârzierea tramvaiului, de exemplu, care ne dă peste cap programul unei zile, dintr-o întâmplare care poate să nu fie așteptată sau să fie o întâmplare pur și simplu ciudată, care apoi ne schimbă intenția noastră de la începutul, din intenția noastră de dimineață. Viața cotidiană este un deja. Pe filozoficește, Heidegger i-ar spune facticitate, dar nu o să fac aici prea multă filozofie. Un deja, o facticitate, adică o sumă de acte, de momente, de gesturi incontrolabile care merg de la sine, care curg pur și simplu fără ca noi să le dorim sau să le controlăm într-un anumit fel. Cum se compune această existență noastră cotidiană, acest deja în care noi ne aflăm, de multe ori unul care ne roade, să spunem, ființa noastră interioară, știm cu toții ce înseamnă, de exemplu, să aștepți tramvaiul pe o zi toridă, ori asta face parte din existența noastră ca oameni. Această așteptare sau această întârziere, neîntâlnirile și așa mai departe. Deci cum se poate combina acest regim al existenței noastre cotidian cu maximalismul vieții spirituale despre care citim în viețile sfinților, în scriptură, în pateric, în toată tradiția. Cum putem, pe de o parte, să facem în așa fel încât să aducem cuvântul lui Hristos în viața noastră și să îl punem alături de toate reziduurile cotidiene care ne marchează viața și ne rod, ca să spunem așa, sufletul, timpul și așa mai departe. Și de aici aș începe, de la legătura aceasta dintre două realități care aparent sunt opuse. Pe de o parte, o viață spirituală, unitară, redusă la esențial, viața care are ca model pe Hristos, și pe de altă parte, o viață multiplă, incontrolabilă, obositoare și așa mai departe. Cotidianul și creștinismul și cuvântul creștin. Și de fapt nu este doar problema mea. Există mai multe cărți sau mai mulți autori care vorbesc despre așa ceva. De exemplu, există un autor foarte interesant, Lucien Reniel, care vorbește despre viața cotidiană a părinților pustiei. O carte excepțională tradusă la noi în limba română și în care își pune problema cum monahii, monahos, cel unificat, cel cu o viață unificată, monahul, poate să trăiască împrăștierea zilnică. Și chiar vă recomand această carte, este una excepțională în care Lucien Reniel inclusiv vorbește despre felul în care își aranjau Sfinții Părinți chilia, așa încât să încerce să elimine cât mai mult posibil din împrăștierea zilnică și din balastul, ca să zic așa, existenței noastre de zi cu zi. Și deci un prim răspuns cum creștinismul și cotidianul pot să stea unul lângă celălalt este tocmai acesta, modul de viață monahal care reduce cotidianul la modul de existență unificat, esențializat al creștinului. O a doua carte la care aș face trimitere este Antoine Guillemot, Originile vieții monahale, în care același lucru este dezbătut. Cum pot să mă adun din împrăștierea zilnică, din împrăștierea vieții,
Cum pot să unific ființa așa încât să-mi orientez intenționalitatea, gândul, doar într-o singură direcție, cea a cerurilor. Deci, creștinismul și cotidianul pot să coexiste în acest prim răspuns pe care l-am identificat, în măsura în care reduc cotidianul sau încerc să mă lupt cu cotidianul, transformându-l sau eliminându-i împrăștierea și încercând să-l unific într-o singură direcție, eliminând balastul, ca să zic. Dar nu este singurul răspuns, este și asta tot o miză grea a vieții creștinului. Un al doilea răspuns, până să ajung la problema umorului și la problema politeții, identific câteva răspunsuri. Un al doilea răspuns este dat într-o discuție, formidabilă discuție, între un filozof, Jürgen Habermas, și un cardinal, Josef Ratzinger, viitorul papă, în 2004, la Academia Catolică din Bavaria, în care cei doi discută situația secularizării și, cum să spun, mizele pe care, sau efectele pe care secularizarea le produce în viața noastră. Și în mod neașteptat, și unul și celălalt găsesc o valență pozitivă a secularizării. Secularizarea produce, dincolo de împrăștierea sau de razna timpului nostru, și ceva pozitiv. Ce este acest ceva pozitiv? Ambii sunt de acord și privesc problema din unghiuri diferite, dar aceeași problemă, permite secularizarea o teorie de traducere, un proces de traducere a valorilor creștine în valori laice și invers. Și cel mai clar exemplu este porunca iubirii, care este o poruncă creștină, uneori pusă sub exigențe maximale, dar spune Habermas, uite, putem vedea această poruncă universală a iubirii, porunca cristică a iubirii, într-o etică a dialogului. Adică putem traduce iubirea față de aproapele într-un mod etic de a vorbi cu celălalt. Să învățăm să vorbim respectându-l pe celălalt, pe partenerul nostru de dialog, așa încât iubirea să transpară în acest respect, de exemplu, pe care îl arăt celuilalt. Jürgen Habermas este un filozof al raționalității comunicative, iarăși nu intru aici în întunericuri filozofice, dar pot să spun lucrul ăsta. De aici ideea aceasta de dialog, importanța dialogului, care pentru Habermas și pentru Papa Benedict al XVI-lea, viitorul Papa Benedict al XVI-lea, putea să aducă sau să traducă în spațiul public virtuțile mari ale creștinismului, cum este inclusiv porunca iubirii. Și invers poate fi văzută această chestiune și este o dezbatere imensă în filozofia contemporană a religiei, valorile publice, de exemplu solidaritatea, libertatea, cum pot fi ele asumate? Păi pot fi asumate, o spune și, o recunoaște și Josef Ratzinger în acest dialog, dar nu numai, în măsura în care ele au o traducere creștină, un colorit creștin. E mai ușor să convingi pe cineva să fie solidar plecând de la pildele Evangheliei decât explicând în mod rațional rolul și virtutea solidarității în viața comunitară. Deci, al doilea răspuns, în ceea ce privește raportul dintre creștinism și viața de zi cu zi, este dat de această, să zic, teorie, pretențios spus, dar în fine o spunem, teoria traducerii dintre cele două. Cele două pot fi traduse reciproc. Pot să traduc comportamentul meu etic în forme ale vieții creștine și invers, pot să traduc formele vieții creștine într-o etică a întâlnirii cu celălalt în spațiul cotidian, în viața de zi cu zi. În raport cu aceste două răspunsuri sau cu două opțiuni pe care le-am
înfățișat pe scurt mai sus, și anume reducerea cotidianului, asceza cotidianului sau ascetismul cotidianului pe de o parte și traducerea lui pe de cealaltă parte, aș propune o a treia cale, un al treilea răspuns, pe care aș vrea apoi să-l dezvolt plecând de la problema umorului și problema politeții. Și acest al treilea răspuns pe care îl propun ar pleca de la o metaforă. De fapt, de la două metafore, că nu m-am hotărât la care dintre ele două să... care dintre cele două e mai bună. Prima metaforă este cea a prismei. Ce face prisma? Prisma descompune lumina albă în spectrul culorilor, în spectrul curcubeului, ca să zic așa. Deci, ceva ce este invizibil este făcut vizibil, descompus, cum aș putea să mai spun, dezvăluit sau desfășurat într-un spectru de culori. Cred că e bună, dar cred că a doua e mai bună, cel puțin așa mi se pare acum, a doua metaforă. A doua metaforă vine din muzică. Este vorba despre spectrul armonic, ca să spunem așa, care însoțește un sunet fundamental. Orice sunet fundamental este însoțit, să zic, de o sumă armonică de unde, care de fapt nu sunt altceva decât sunetul fundamental, dar îl exprimă altfel, îl modulează. Îl fac vizibil sau audibil în cazul acesta într-un mod plenar. Îl umplu, ca să spun așa, sau umplu spațiul sunetului fundamental cu o armonie de sunete. Și cred că mergem astăzi pe a doua variantă, că mi se pare mai frumoasă, dar mă gândesc și la prima. Așa cred că se întâmplă, ca să spun pe scurt ceea ce urmează să povestesc în continuare, așa cred că se întâmplă și cu marile valori ale creștinismului. În viața cotidiană, creștinismul suferă, ca să zic așa, între ghilimele suferă, un soi de descompunere prismatică sau descompunere armonică a marilor lui virtuți. De exemplu, ce voi spune, virtutea iubirii se traduce, dar nu se traduce în sensul în care vorbește Jürgen Habermas, adică iubire egal politețe, ci iubirea creștină are un spectru armonic din care politețea face parte, alături de ospitalitate, alături voi încerca să arăt de bucurie, de umor și așa mai departe. Deci toate virtuțile despre care putem vorbi astăzi că însoțesc marile virtuți ale creștinismului, de fapt nu le traduc, ci le pur și simplu le însoțesc. Nu știu, vorbeam chiar cu părintele Iosif mai devreme, că o să revin la seminar ca să caut în bibliotecă, de exemplu, un mare sfânt care din ce am citit puțin, dar vreau să continui, Filippo Neri, este numit profetul bucuriei, profetul de la Gioia. Aș vrea să studiez acest sfânt tocmai pentru că, nu pentru a vedea care sunt virtuțile creștine ale bucuriei, ci pentru a vedea cum bucuria însoțește ca o armonie virtutea sa sau virtuțile creștine așa cum le prezintă Evanghelia. În acest sens voi încerca să discut și cred că unul dintre cele mai frumoase pasaje care dau seama de o asemenea realitate, să spunem, armonică a creștinismului, îl găsim într-o carte, în Jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt, când el spune următorul lucru. Despre Hristos, vă citesc dintr-un text pe care l-am scris, dar citatul este important, nu ce am spus eu pe lângă citat. Și anume, despre Hristos, Steinhardt spune la un moment dat, pe lângă atributele clasice ale tradiției, bun, blând, fără de păcat, citez, ne apare și înzestrat cu toate însușirile minunate ale unui gentleman și cavaler.
În două pagini, deci Jurnalul Fericirii este scris în închisoare de către Steinhardt, în condiții existențiale extreme, dar el vorbește despre frumusețea lui Dumnezeu în mijlocul închisorii, în mijlocul terorii. În două pagini de o frumusețe uluitoare, Steinhardt vorbește despre Dumnezeu ca despre un prieten pe care îl iubește, îl admiră și de la care vrea să învețe virtuțile care țin pe om în lumină. O concluzie a pasajului acestor două pagini, a pasajului din aceste două pagini, citez: încrederea în oameni, curaj, detașare, bunăvoință către cei nepăstuiți, de pe urma cărora nu te poți alege cu niciun folos, bolnavi, străini, întemnițați, un simț sigur al măreției, predispoziția pentru iertare, disprețul față de prudenți și agonisitori. Toate sunt trăsături ale gentlemanului și cavalerului și toate sunt creștine. Iată cum Steinhardt în Jurnalul Fericirii, în mai multe locuri, de fapt, vorbește despre creștin ca despre un cavaler. Virtuțile nobile, virtuțile care însoțesc omul nobil, sunt de fapt virtuți creștine, dar nu în sensul că, în sensul unei echivalențe stricte dintre omul nobil și omul creștin, ci în faptul că omul nobil, nobilul, este ca o rezonanță a creștinului. Este acest spectru armonic care însoțește personajul creștin care se manifestă în lume. Aici, poate, în discuțiile de după putem să vorbim, teza mea este, sau de fapt nu teza, ci ipoteza mea este că atunci când Sfântul Apostol Paul, în prima epistolă către Corinteni, spune că noi privim astăzi ca prin oglindă în ghicitură, citesc din Biblia ortodoxă, nu știu cum este, așa e Biblia pe care o folosesc eu, ca prin oglindă în ghicitură, ce vrea să spună? Nu vrea să spună, cred, parțial, în sensul că Dumnezeu se ascunde nouă în lumea asta. Nu vrea să spună nici că blurat sau imperfect. De ce? Și am un autor foarte interesant care comentează acest pasaj, spune, n-ar fi avut sens să spună astfel Sfântul Paul către corinteni, care erau cei mai pricepuți făcători de oglinzi din lumea antică. Deci a vorbi corintenilor despre oglindă înseamnă tocmai de a vorbi despre o perfecțiune a creației și nu despre oglindă în sensul de ceva blurat sau ceva neclar și așa mai departe. Deci ce cred că vrea să spună, dar asta și părinții de aici pot să-mi spună dacă greșesc sau nu, ce cred că vrea să spună Apostolul Paul prin aceste cuvinte este în mod mediat. Vedem ca înghicitură în sensul că vedem printr-un mediu care ne este nouă propriu. Adică îl vedem pe Dumnezeu în formele lumii, în felul nostru de a fi, între limitele noastre și pe canalele, ca să spunem așa, pe care noi le avem la dispoziție. E o ipoteză, vă rog să mă corectați la sfârșit dacă nu este corect, dacă nu este una corectă. Am numit așadar pe Nicolae Steinhardt ca pe un autor care face această descompunere cromatică a creștinismului în virtuți care țin de esența creștinismului și totuși reverberează altfel în afară. Sau cunosc nume aceste virtuți diferite față de cele pe care le dă Scriptura. Un al doilea autor care vorbește despre acest lucru este Andrei Scrima, puțin cunoscut și Părintele Scrima, foarte pe scurt, este un călugăr ortodox, arhimandrit de Constantinopol, care la Conciliul Vatican II este emisarul personal al Patriarhului Atenagoras, pe lângă Conciliu. E o mare poveste de ce nu este un reprezentant oficial al Bisericii, ci un reprezentant personal, care este pomenit în jurnalul lui Yves Congar cu multă bucurie și cu multă dragoste din partea lui
Yves Congar, pe care Papa Paul al VI-lea îl roagă odată să îi explice care este sensul răsăritean al liturghiei și al epiclezei și euharistiei, și Părintele Scrima îi explică și apoi Sfântul Părinte Paul al VI-lea se bucură foarte mult și spune: da, acum am înțeles care este ceea ce vrea să spună o liturghie răsăriteană. Și deci este un personaj care este un personaj, să zic, un pontifex în esență, un pod între creștinismul apusean și creștinismul răsăritean. Și spune Părintele Scrima la un moment dat, el este și un întemeietorul sau reîntemeietorul, de fapt, unei mănăstiri în Liban, la Deir el-Harf, lângă Beirut, mănăstire căreia îi scrie inclusiv regulile monahale. Și spune în acest text despre regulile monahale, la un moment dat, într-un fragment: dacă refuzăm politețea umană pentru austeritatea angelică, cădem în uriciunea bestiilor. Și vorbind despre virtuțile monahului, spune că politețea este una dintre cele mai importante virtuți ale monahului. Deschiderea față de celălalt, solicitudinea pe care o arată celorlalți, este, face parte din însăși esența vieții monahale și din menirea monahului în raport cu lumea. Deci, pe de o parte avem mărturia lui Steinhardt, pe de altă parte mărturia lui Scrima, Scrima care spune de altfel și un alt lucru interesant, și anume că Dumnezeu mai degrabă transpare decât apare. În lumea noastră Dumnezeu este sesizabil, ca să zic așa, în nuanțele comportamentului, formelor din lumea noastră și așa mai departe, în întâmplările aparent neașteptate ale vieții noastre, adică exact în cotidianul în care nu ne-am așteptat să îl găsim. Și îl citează aici pe Kierkegaard, care în textele sale, în postscriptum la Fărâme filozofice, spune că Dumnezeu nu are cum să apară în mijlocul pieții ca un, așa spune Kierkegaard, ca o pasăre mare și verde, care este nemai văzută pentru cei din piață. Pentru că atunci Dumnezeu ne-am obișnuit cu această prezență ciudată, cu această prezență stranie. După un timp ar deveni cotidiană. În schimb, Dumnezeu apare în detalii și în nuanțe și nu ca atare, nu în stranietatea sa radicală. Același lucru spune și Părintele Scrima, că trebuie căutată viața creștină în locurile în care aparent ea nu are ce căuta, adică chiar în cotidianul existenței noastre. În felul, de exemplu, spune la un moment dat într-o scrisoare Părintele Scrima, în felul în care lași, de exemplu, să treacă ceva ce ți-ai propus, un program pe care ți l-ai stabilit la începutul zilei, datorită faptului că te-ai întâlnit cu un apus minunat. Și puterea de a renunța la intenționalitatea ta pentru a contempla apusul este sau face parte din modul de viață creștin așa cum îl vede el. În fine, două elemente în text sunt, știu eu, fac parte din acest spectru armonic al creștinismului. Cum spunea Părintele, politețea și umorul. Umorul are o carte de vizită foarte proastă în textele spirituale. Este foarte des amendat și foarte des pus sub semnul întrebării. De ce? Cred că unul dintre pe ce mă bazez spunând lucrurile acestea, pe o lucrare foarte interesantă a lui Teodor Baconski, Râsul Patriarhilor, apărut în multe ediții, dar inclusiv în 2008, în care autorul Teodor Baconski studiază ocurențele râsului în textele patristice. Și ce observă? În primul rând, duritatea cu care este văzut râsul care nu
face parte la o primă vedere din arsenalul, să spun, sau din comportamentul unui creștin. De ce? Însă nu râsul în el însuși, nu râsul ca atare, ci mai degrabă, e teza lui, e o teză din carte, dintr-un punct de vedere estetic. În cartea Înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, 21:22, scrie: nebunul, când râde, își înalță glasul, iar omul cu minte abia va zâmbi. Deci este vorba, în primul rând, de estetica celui care râde, de schimonosirea celui care râde în raport cu cel serios. Dar nu umorul ca atare este supus, cum să spun eu, nu este supus oprobiului sau condamnării. În Pateric există un ava foarte celebru, Ava Panvo, care râde de diavol, de exemplu, și râde cu glas tare. Își bate joc de cel care încearcă să-l ispitească. Iată râsul care, pe lângă, să spunem, strictețea Sfinților Părinți, își află totuși un loc în economia vieții spirituale. Să râzi tocmai de cel de care ar trebui să-ți fie frică. Dar ce produce râsul? Sau care este rolul său în viața spirituală? Cum putem să-l vedem? Prin ce anume poate fi el recuperat spiritual? Și aici mă bazez și pe un text oarecum, să zic, neașteptat, despre esența râsului a lui Baudelaire. În al doilea rând, pe scrierile lui Chesterton, un autor de o inteligență excepțională, un autor creștin care cred că este unul dintre cei mai mari autori creștini în literatura noastră, ambii văd râsul ca o detașare de prezent. Atunci când râdem, practic nu ne confundăm cu propria noastră existență cotidiană. Râsul are aceeași funcție pe care o are imaginația. Adică ne face să vedem lucrurile altfel. Ne deschide, ca să spunem așa, mintea către alteritate. Și iată, Chesterton, în cartea sa din 1908, Ortodoxia, spune în felul următor: e mai ușor să scrii, nu e vorba despre ortodoxie în sensul de creștinism răsăritean, da? E mai ușor să scrii un bun articol de fond în The Times decât o glumă bună în Punch, fiindcă solemnitatea se revarsă în mod natural din oameni. Însă râsul e un salt. E ușor să fii greu. Greu e să fii ușor. Satana a căzut prin forța gravitației sau gravității. Gravitatea ne încarcă, să spunem așa, după cum spune Chesterton aici, de lumea în care trăim. O râsul, pe de cealaltă parte, ne eliberează de ea. Și nu ne-am fi așteptat să găsim, iarăși la Baudelaire, care știm cu toții cine a fost, considerații despre râs care duc în aceeași direcție. Vorbește despre două categorii Baudelaire ale râsului, comicul și grotescul. Și spune, comicul este un râs, sau comicul produce un râs care ne ține în lume. Grotescul, în schimb, ne ridică deasupra lumii. Și zice așa: grotescul are în sine ceva profund, axiomatic și primitiv, care se apropie mult mai mult de viața inocentă și de bucuria absolută decât o face comicul de moravuri. Comicul de moravuri, adică să râdem de cineva că, știu eu, de exemplu, are emoții, așa cum am eu aici, și mă mai bâlbâi sau sunt râit. A râde despre astfel de lucruri, nu spun că nu trebuie să râdem și despre asta, dar a râde de aceste lucruri înseamnă, de fapt, a spune un da lumii. A râde, în schimb, de lucruri neașteptate, de lucruri care par cu totul scoase dintr-o poveste,
de grotesc sau de miraculos. Sunt acte care produc același efect despre care vorbea și Chesterton. Prin râs nu mai suntem una cu lumea în care trăim. Ne ridicăm deasupra ei și această ridicare deasupra lumii, 5 minute, da? Această ridicare deasupra lumii constituie o premisă a actului credinței. Iarăși, revin la Părintele Scrima, care spunea că o virtute fundamentală a creștinului este imaginația. Și acum, cu toată dragostea pe care o avea, și avea o dragoste nețărmurită pentru Vatican, spune la un moment dat, după 20 de ani de la Conciliul Vatican II, în care așteaptă să se întâmple ceea ce Conciliul și-a propus și nu vede, scrie într-o scrisoare foarte către Christophe Dumont, spune la un moment dat, ar trebui ca teologii să îi permită lui Dumnezeu să vorbească cum vrea El, chiar și prin intermediul Coranului, dacă Dumnezeu ține să vorbească și acolo. Deci trebuie, imaginația este cea care ne face să descoperim prezența divină, să ne deschide ochii sau ne scoate din obișnuințele noastre pentru a ne pregăti neobișnuitului. Poate mai vorbim. Politețea. Iarăși, politețea poate să aibă la rândul ei mai multe forme. Una dintre formele politeții, despre care iarăși referința mea primă în conferința de astăzi, Patericul, despre care vorbește Patericul, iarăși un mare avă din Pateric, Ava Sisoe, unul dintre cei mai celebri sfinți ai Patericului. La un moment dat era cufundat în rugăciune, un tată își aduce copilul mort în fața Sfântului și începe să îl roage pe Sfânt să-l facă bine, să-l învie. Și Sfântul, distras sau de fapt cufundat în propria sa rugăciune, spune, da, bine, ia copilul și merge afară. Copilul atunci învie, tatăl își ia copilul și începe să-i dea slavă Sfântului. Ori el aude hărmălaie afară, iese Ava Sisoie din rugăciune, supărat că de ce a fost deranjat, ce s-a întâmplat? Păi mi-ați înviat copilul. N-am vrut să fac lucrul ăsta, a venit de la sine, dar vă rog să nu mai spuneți nimănui ce s-a întâmplat aici. Discreția este una dintre marile virtuți ale creștinului care se leagă de virtuția politeții, pentru că politeția înseamnă, la o descriere, să zic, formală, a lăsa loc celuilalt, a nu te pune pe tine în fața celuilalt, inclusiv să dai voie cuiva să intre înaintea ta pe o ușă, care este un semn de politețe, se reduce la esența faptului de a lăsa pe celălalt să fie înaintea ta. Discreția este felul în care lași sau nu te pui pe tine în primul rând în relația cu ceilalți oameni. Și valoarea creștină a politeții stă, după cum o discută și Părintele Scrima, și cu asta o să închei, ca să nu mă lungesc prea mult, în sensul că politeția este o formă de ospitalitate. A fi politicos înseamnă, de fapt, a fi ospitalier. A primi pe celălalt în propria ta lume. Și aici vine cu adevărat valoarea spirituală a politeții, ce se întâmplă în taina ospitalității. Și o spune Părintele Scrima, atunci când doi se întâlnesc și arată ospitalitate unul față de celălalt, nu unul față de celălalt arată ospitalitate, ci ambii față de cel de-al treilea care se înfiripă în mijlocul lor. Orice întâlnire dintre oameni este făcută posibilă doar de survenirea Duhului care de fapt îi leagă pe cei doi. A ieși din eul propriu, a se impersonaliza, așa numește Părintele Scrima acest aspect sau acest act, în momentul în care mă impersonalizez, de fapt mă golesc, o formă de chenoză, pentru a lăsa Duhul să se înfiripe în întâmplarea întâlnirii dintre mine și celălalt. Și legat, și cu asta închei, ca să zic așa, cu o poveste, în scrierile sale spirituale, Părintele Scrima
se întreabă cine este cel mai ospitalier neam sau unde găsim ospitalitatea în forma ei pură. Și o spune, în mijlocul deșertului, Dumnezeu a locuit într-un cort, iar orașul, clădit din cărămizi și lemn și mai nou beton, este un loc din care Dumnezeu fuge. De ce? Pentru că în mod originar a locuit într-un cort, acolo în care ospitalitatea popoarelor semitice, ospitalitatea funcționa ca o lege nescrisă, dar absolută, și în care niciunul nu dădea celuilalt din ce are, ci ambii învățau să se împărtășească din ceea ce deșertul le oferea, adică din ceea ce un spațiu fără formă, fără identitate, fără limită putea să ofere celor care îl locuiau. Mulțumesc! Nu știu dacă am fost clar, dar dacă n-am fost, și asta este o virtute a celui care vorbește și I trust I make myself obscure, spunea un mare autor. Așa. Mulțumim din suflet, domnule profesor, pentru această conferință foarte agreabilă și foarte profundă. Ceea ce ați remarcat la început, și anume faptul că sunteți un laic, aceasta este și ideea Centrului Cultural Catolic. Prin Centrul Cultural Catolic, episcopul nostru de Iași, Iosif Păuleț, aici prezent, și-a dorit foarte mult un dialog între biserică și laici. Și ne referim mai ales la laici cu expertiză în diferite domenii și mai ales interesați sau pasionați de dialogul cu biserica. Pentru noi e foarte important, spun pentru noi ca biserică și avem, iată, și studenți de la teologie, spun mereu, e foarte important să fim atenți la vocea laicilor. Pentru că laicii privesc lucrurile dintr-o perspectivă pe care noi nu o sesizăm totdeauna. Și eu pot să spun că personal, dacă mă gândesc la maniera mea de a predica sau modul de a-mi pregăti predicile, sunt mult tributar opiniilor laicilor. Începând de la, hai să spunem, intelectualii români care, mai ales pe domnul Andrei Pleșu, l-am auzit exprimându-se de multe ori despre predicile obișnuite, firești și așa mai departe. Dacă, da, laicul sesizează lucruri pe care noi nu le sesizăm totdeauna, iar dacă suntem atenți la vocea laicilor, avem foarte mult de câștigat și putem crește. Mă scuzați, plus că să facem o glumă, apropo de umor, discutând cu laici, învățați din greșeli, nu? Din greșelile pe care le fac. Foarte mult, foarte mult, da. Așa, o să vă invit acum să, cum se cheamă, să adresați domnului profesor întrebările sau gândurile, părerile, ideile, până vă formulați, o să avem un microfon, așa, poate avem deja și niște foi, dacă cineva a dorit să scrie, dar vă puteți adresa direct domnului profesor, cu mare bucurie vă răspunde la orice întrebare. Eu aveam o primă întrebare, cât privește cele două metafore. Mi s-au părut superbe amândouă. Și deși ați favorizat a doua metaforă, mie personal, parcă îmi spune mai mult. Deci prisma suntem, sau cine este lumina sau și care e rolul nostru în acest joc al prismei și al luminii? În ce am încercat eu să spun, lumina albă, ca să zic așa, nedescompusă, este cuvântul Evangheliei, iar prisma este chiar viața noastră. Adică modul în care acest cuvânt al Evangheliei, ajungând în viața noastră, se descompune sau se înflorește, să spunem așa, în lucrurile pe care cuvântul le conține, valența, dar care nu sunt evidente. Politețea, umorul, sunt în acest spectru pe care virtutea unică, să spunem, sau cea mai frumoasă virtute a creștinismului, virtutea iubirii, poate să o presupună în cotidian, în neorânduirea cotidiană. Avem
O întrebare scrisă sau așa? Poți să o aduci. Sau, așa, ok. Ilie e student la teologie la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. Bună seara, vă mulțumesc pentru conferință. De asemenea, adresez aprecierea mea pentru modul de expunere. Întrebarea care începe cu un comentariu s-a referit mai degrabă la evoluția polității în biserică. Și ne-aș situa sau mi-aș situa contextul întrebării undeva în începutul secolului V, cu un caz care a făcut înconjurul lumii timp de secole, și anume omorârea Hipatiei de către un episcop creștin. Cu siguranță gestul lui Ciprian era total lipsit de politețe pentru modul în care înțelegem noi astăzi politețea. Dar, pentru secolul V și pentru începutul secolului V, apărea ca o formă de protejare a unor valori creștine. În această ideologie sau în această perspectivă a unor creștini care doreau să-și apere cu orice preț identitatea, putem spune că politețea este o formă de aclimatizare a bisericii, cu toate ghilimele de rigoare, la o lume a toleranței? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Foarte grea întrebarea. De ce este grea? Pentru că compară, să spunem așa, două lumi diferite. Secolul V este un secol al luptei. Ori cred sau sper cel puțin, cele două sunt cam unul și același lucru, sper că viața creștină, adică n-ar trebui să reproducem lupta acolo unde ea nu și are locul. În momentul în care nimic nu pune, să spunem, într-un pericol radical viața noastră creștină, e un semn de noblețe să fim toleranți. Așa văd lucrurile, adică toleranța este o virtute care vine în timpuri în care existența nu mai este amenințată așa cum se întâmpla în primele secole ale creștinismului. De altfel, există un autor, iarăși în mod ciudat puțin cunoscut sau în fine frecventat, Gianni Vattimo, un scriitor, un filozof italian, care, vorbind iarăși despre secularizare, la un moment dat spune că secularizarea a produs sau poate produce, iarăși, un efect pozitiv în istoria creștinismului. Care este acela? Este întoarcerea în catacombe, acolo unde mesajul iubirii a fost plenar împlinit și acolo unde creștinismul, de fapt, s-a născut. Un creștinism în statul ascendii, pe care putem să-l dobândim doar în această lume în care pare că toate din jur amenință creștinismul. Și asta este teza lui Vattimo. Și discută, în schimb, despre această teză cu un alt autor, un filozof american, Richard Rorty, care nu este creștin, dar care spune, îi contrazice această teză și spune, da, dar există o ispită, și anume aceea de a te vedea în luptă tocmai pentru că nu știi decât să lupți. Și creștinismul nu trebuie să cadă în ispita aceasta, trebuie să fie solar, adică să se bucure și să încerce să răspândească cuvântul în loc de să se închidă și să intre într-o stare de luptă. De-aia spun, nu putem să luăm ce se întâmplă în secolul V, cred, zic eu, ca o măsură pentru ce avem de făcut astăzi. Pentru că astăzi miza este mai degrabă una misionară decât una de apărare, o miză care ar trebui ca, știu eu, biserica să lumineze mai mult în lume decât să intre în luptă cu lumea. Dar din poziția confortabilă de laic pot să spun asta, nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Da, mai aveam două întrebări aici. Prima întrebare zice, dacă umorul este folosit de un creștin pentru a banaliza viciile,
de care se teme sau se simte deranjat. Și pentru a se pune pe sine deasupra acestora, poate deveni imoral, așa sună întrebarea. Este imoral să râzi de vicii pentru că se opun virtuților? Așa sună întrebarea. Da, iarăși, o întrebare, nu știu ce să fac, să răspund printr-un banc sau nu. Apropo de vicii, sunt, să nu ofenseze. Da, numai că nu ofensează pe nimeni. Este, exact. Apropo de ce spunea și Sfântul Părinte, că nu trebuie să ofensăm. Umorul trebuie să deschidă omul către celălalt și nu să ne pună pe poziții de adversitate cu celălalt. Și un banc de fumător în confesionar, sau doi călugări merg către confesionar, nu spun, ca să nu ofensez, de ce ordin sunt cei doi călugări, și amândoi fumători foarte puternici. Și, da. Și ajung în confesionar, intră primul, și se întoarce foarte supărat, trist, îngrijorat și celălalt întreabă, dar ce s-a întâmplat? Păi am primit un canon înfiorător și am făcut multe lucruri, s-a supărat foarte tare părintele confesor pe mine, dar de ce? Păi am vrut să fiu sincer și am spus, părinte, avem voie să fumăm cât ne rugăm? Și atunci a explodat și s-a supărat și m-a dat afară și mi-a dat un canon îngrozitor. Am înțeles. Celălalt, al doilea, intră, iese foarte vesel și netulburat și celălalt, cum? Deci, ce canon ai de făcut? Păi n-am niciun canon. Păi cum n-ai niciun canon? Că și tu ești fumător ca mine, ai mințit? Și am spus, n-am mințit, dar l-am întrebat altfel pe părintele confesor. Dacă am voie să mă rog cât fumez. Și părintele confesor a spus, da, sigur, trebuie să ne rugăm neîncetat. Cred că o astfel de râs sau o astfel de luare în râs a viciului care recunoaște viciul ca atare, care nu încearcă să transforme viciul în ceva pozitiv, adică nu încearcă să-l acopere, ci doar îl pune într-o relație neobișnuită cu virtutea, ca două personaje dintr-o piesă de teatru, este un umor în care, aș zice, ca să folosesc un termen, permis, sau un umor acceptat. Pentru că în felul acesta și drumul de la viciul la virtute pare mai ușor de făcut, dacă el este acoperit cu posibilitatea râsului. Știți cumva la ce parohie e preotul ăsta, confesorul? Că, știu, da. Dar nu spun că îl țin secret pentru mine, ca okay, să nu... Da. Poate spuneți după conferință. Da. Dacă este o altă intervenție, este binevenită. Vă rog. Bună seara. Mulțumesc și eu pentru conferința pe care ați spus-o dumneavoastră. Aș avea o mică întrebare. Am urmărit puțin parcursul Bisericii Catolice din Vest și am văzut că această toleranță pe care încearcă Biserica Romano-Catolică să o arate laicilor poate fi dusă la extrem. În momentul în care această toleranță devine mai mult o lașitate și o ocazie importantă pentru cei care nu sunt creștini și cei care sunt obișnuiți să ia în derâdere valorile noastre, până când avem toleranță și când această limită este trecută, când se ajunge la lașitate și când se ajunge chiar la, n-aș zice chiar bătaie de joc, dar să se ia în derâdere, practic. Cu limita, vreau să spun. Mulțumesc. Har Domnului, nu fac parte din cler, deci nu mă privește pe mine. Eu pot să am părerile mele și n-am responsabilitatea lor, așa cum părintele sau ceilalți din sală, asinția sa, au. Cum să spun? Cum văd eu lucrurile? Aș fi mult mai receptiv la un mesaj de pace decât la un mesaj de război din partea bisericii. Adică biserica trebuie să
propună și nu să impună. Asta e o distinție veche din, din patristică chiar. Toleranța are limitele ei și poți să... O limită a toleranței este chiar cea spusă de Sfântul Părinte. Toleranța poate să meargă până la lezarea sufletului sau sensibilității vieții celuilalt. Dar de aici și până la a ridica, de a ascuți cuțite, săbii și topoare și a pleca la, la luptă cu lumea, este un drum foarte lung. Deci, toleranță, cred și foarte bunii mei prieteni din București, părinții asumționiști la care stau de fiecare dată când mă duc la București, asta m-a învățat că e posibil să vorbim și prin cuvânt se întâmplă mult mai multe lucruri bune decât prin strictețea sau actul strict, actul intolerant, actul dur din partea bisericii. Așa văd eu lucrurile, dar repet, slavă Domnului că n-am de-a face cu politica bisericească și cu doctrina ei socială. Aș putea încerca un răspuns eu din perspectiva, să spunem, a bisericii catolice. Eu aș pentru că era vorba de o anumită evoluție în istorie, nu? Așa, în sensul ăsta era întrebarea. Da, eu aș spune că Biserica Catolică este o realitate imensă, numeric, vorbim de 1 miliard și aproape 400 de milioane de oameni și o arie imensă de răspândire și este firesc pe undeva ca într-o așa mulțime de oameni să apară la un moment dat anumite tendințe, să spunem, pentru că întrebarea pe care ați formulat-o nu reprezintă cu siguranță catolicismul în integralitatea sa, ci exprimă mai degrabă o anumită tendință. Există uneori pot exista tendințe ideologice care reușesc să, haideți să spunem, să creeze o agitație în anumite zone ale creștinismului și mie mi se pare că undeva suntem în această direcție. De asta spun că eu aș găsi un răspuns în extensiunea numerică a catolicismului și în acest tip de influență. Există în spate o ideologie care reușește la un moment dat poate să atragă în direcția respectivă și oameni influenți din biserică. Da. Asta este, dar eu cred în capacitatea Bisericii Catolice de a rămâne fidelă învățăturii lui Hristos de la începuturi. Îi spun, chiar dacă uneori se manifestă astfel de tendințe, ele se impun ca o modă care apoi, din fericire, urmează momentul retragerii, da? Când e vâlva aceea mare care se creează și apoi lucrurile se reașează. Eu așa văd, de exemplu, și în evoluțiile acestea din ultimii ani, să spun așa, văd inclusiv într-o țară precum Irlanda, unde, de pildă, un anume tip de propagandă, că apare luna aceasta cu Pride, cu nu știu ce, începe să piardă din forța pe care o avea înainte. Oamenii au zis, bă, stai un pic, ceva a fost mult prea mult acolo. De asta zic, eu personal, o parte din mine se îngrijorează când vede anumite evoluții, o altă parte din mine este, zic eu, echilibrată și rațională și vede așa, o fidelitate față de Hristos și față de tot ceea ce înseamnă depozitul credinței, dincolo de aceste tentative de a crea agitație. Da, scuzați, dacă se poate să mai continui. Fix la astfel de ideologii mă refeream, care, bineînțeles, vin din istorie și continuă și în zilele noastre și, din păcate, aceste ideologii care creează traume sociale și care, iar oamenii
imediat blamează biserica, ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare ilogic, pentru că nu înțeleg, de fapt, misiunea pe care o are Biserica Romano-Catolică, bineînțeles. Și de astfel de traume care vin de la oameni care au fost afectați de aceste ideologii, ei tind să găsească ceea ce am spune noi, un țap ispășitor imediat. Și de aceea e pentru mine destul de îngrijorător. Dar oricum mulțumesc pentru ambele răspunsuri. Da. Are o completare, domnul secundă. Profesor. Părintele a spus un cuvânt foarte important, cel de ideologie. Există o ideologie, sau să zic, ce este o ideologie? Este un sistem de idei, de valori, o viziune asupra lumii. Există o ideologie a lumii. Ce cred, iarăși spun din punctul meu de vedere, ce ar putea să facă, cum ar putea biserica să lupte cu această ideologie a lumii? O cale. Să devină ea însă și o ideologie și să se ia la trântă cu lumea. Ori dacă biserica devine ea însă și o ideologie, de fapt devine, se mundaneizează, pot să spun așa, devine una cu lumea. A doua variantă, să nu devină o ideologie, să fie ca un ghimpe în coasta lumii, să zic așa, să aibă o funcție critică. Părintele Scrima are un text despre funcția critică a credinței, un curs ținut la Caslic, în Liban, în care teza sa este credința nu poate să se transforme într-o ideologie. A crede este un act atât de intim, atât de profund, încât el nu se poate exprima ideologic. Ori lupta cu lumea poate fi dusă și pe această linie critică, făcând din credință, din exemplul bisericii, de exemplu, un exemplu atât de luminos încât ea să ducă la tăcere orice formă ideologică a lumii. Deci cred că puterea exemplului e mai puternică decât puterea lupte ideologice care a mai avut loc în istorie și nu cu rezultate prea fericite. Lupta de clasă, apropo. Da, alte intervenții, întrebări? Așa, părintele Gabriel Hălânduț. Profesor și student în același timp. Ce vremuri frumoase! Și pentru că ați vorbit într-o parte a conferinței despre rolul imaginației, vă provoc la un exercițiu de imaginație. Dacă ați fi cleric, ce virtute ați predica? Pentru că aveți multe cunoștințe, activitate, relații și în mediul acesta al bisericii. Așadar, ce virtute ați predica dacă ați fi cleric? Mulțumesc. Cred că aș predica două învățăminte, să spunem, mai mult decât virtuți. Una, ambele sunt, le găsim în Evanghelii, e acel nu vă temeți, pe care îl spune Hristos, pe care apoi Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea îl transformă, să zic așa, într-un imn al bisericii, deci nu vă temeți, și al doilea, bucurați-vă. Sunt ambele spuse de către Hristos și ambele cred că sunt necesare în viața noastră ca un preambul apoi la problema speranței, problema dragostei, problema credinței. Cred însă că acest preambul e suficient ca să ocupe viața unui om, să-i dea sens de la început și până la sfârșitul. Deci, curajul, nu vă temeți, și bucuria. E mesajul fundamental al lui Iisus înviat din morți, iar o persoană care trăiește logica învierii, trăiește după aceste două principii. Da, cât vă gândiți la o altă întrebare, mă gândeam, pomeneați de Filip Neri, sfântul comediant numit adesea. Am două mici lucruri despre el. La un moment dat s-a întâlnit cu unul despre care știa că se autoflagela. Da, deci se lovea cu biciul pe spinare. Și la un moment dat Filip Neri zice, de vreme ce problema ta e cu capul,
ce ai cu spinarea? Întreba, deci, ce ai cu spinarea? Mă gândeam la forța... Știu și eu una. Așa. Când episcopul vine la Sfântul Filip Oneri și îl întâmpină în ușa bisericii, vai ce bine că ați venit, dar care este sensul acestei bucurii? Păi nu, că Hristos vine în biserica mea în fiecare seară când săvârșesc liturghia, dar în preasfinția voastră n-ați ajuns până acum să-mi călcați ușa bisericii și de aia mă bucur că după Hristos ați ajuns și dumneavoastră în această biserică. Preasfințită e despre episcopi acum. Dar preasfințitul s-a apucat și vizitează toate bisericile și parohiile, fără îndoială. Dar, într-adevăr, Filip Neri, dar se zice, e vorba aici de cum funcționează umorul. Da? Umorul are capacitatea de a, nu știu, de a surprinde. Până la urmă, unde apare umorul? Nu? Umorul apare în aceste incongruențe ale vieții, ale vorbirii, ale, mă rog, întâmplărilor, sunt tot felul de incongruențe, deci o nepotrivire și atunci apare umorul. Și cine are simțul umorului, într-adevăr, poate să vadă lucrurile într-o altă lumină. Mai era o întrebare aici. Cum vedeți politețea legată de grotesc în viața creștină? Politețea sau umorul legat de grotesc? Nu știu. Aici e politețea. Dacă e politețea, atunci eu, ca să rămân consecvent cu metafora pe care am folosit-o, din același spectru armonic fac parte și umorul și politețea. Deci ar trebui ca să le aduc pe toate la un numitor comun. Deci avem pe de o parte umorul legat de grotesc, pe de altă parte politețea. În fine, așa ar face un filozof care vrea să fie sistematic, să lege toate chestiunile acestea, să nu lase pe niciuna liberă. Ce aș putea spune este că politeția poate să fie, ca să zic așa, pusă la încercare în multe situații. Să îți păstrezi politeția față de un tip care te enervează înfiorător de mult. De exemplu, este o încercare a politeții. Să ai același, să zic, comportament sau aceeași solicitudine și față de o femeie frumoasă și față de o femeie urâtă. Iarăși, e o tehnică a politeții. Îi ține de felul în care politeția nu este doar una circumstanțială, ci este una ființială. Și cred că aici aș putea să răspund, și nu m-am gândit, trebuie să mă mai gândesc. Politeția trebuie să meargă de la un capăt la celălalt al ființei și al comunității noastre. Nu trebuie să fie, să se rezume, să zic, doar la cei care trezesc în noi nevoia de a fi politicoși. Ea trebuie să acopere întreg spectrul umanității. Da, cred că e un răspuns pe care l-am confecționat eu acum, ca să nu tac din gură, trebuie să mă mai gândesc la chestiunea asta. Doamna Cătălina Popescu. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru prelegerea din această seară. Cu ceea ce a început tema, nu, trimiterea care a fost la începutul acestei conferințe către o religie a fețelor încruntate, aș aminti aici, mă gândeam și ce spunea Padre Pio, care îndruma la contrariu, spunându-le la un moment dat credincioșilor din fața sa, de ce sunteți triști când vă rugați? Zâmbiți, Dumnezeu nu vă vrea triști. Însă, există o tendință prezentă, se observă în unele locuri, poate mai mult în afara țării noastre, a cât mai multor biserici de a se alinia la trendul industriei divertismentului, cumva ce spunea și colega noastră ceva mai devreme. Și acest lucru ar putea poate fi îngrijorător, existând riscul de distanțare față de prioritățile biblice, față de concentrare, față de atenție, și crescând astfel spre atragerea publicului, prin oferirea unui spectacol. Ori, în privința predicii, de asemenea, să fie
există tendința aceasta de a fi una ușor de acceptat, ușor de înțeles, fără a mai lăsa spațiu de reflecție, eventual chiar de o documentare ulterioară. Pentru că știm, se spune, adevărata liturghie începe după ce plecăm de la liturghie. Inovarea și creativitatea, desigur, sunt bune, dacă ne referim la modul în care este prezentată Evanghelia, dar, poate, trebuie avut grijă la armonizarea metodelor cu adevărul spiritual profund. Înseamnă oare că o Evanghelie frumos ambalată, apropo de omor, îi va mântui mai ușor pe oameni? Mai ajunge o astfel de Evanghelie la mintea și la inima omului? Mulțumesc! Mulțumesc! Apropo de divertisment, cred că problema e una de topică. Unde pun umorul? Îl pun la început sau ulterior credinței? Există un umor care rezultă din credință, o bucurie care îți dă și detașarea și imaginația de a te juca cu lumea, un fel de joc cu lumea, care provine din credință. Și este una, și asta nu cred că înseamnă neapărat transformarea vieții creștine în divertisment. Există însă și un umor care e, să zic, zănatic, e liber, care e unul circumstanțial, lumesc, și care nu are nimic de a face cu actul credinței. Deci sunt două tipuri de umor. La fel cum este o fericire care vine de la sine, o alta, ca la Nicolae Steinhardt, care vine în urma tragediei și în urma, grozăviei închisorii. Deci, nu cred că umorul transformă viața creștină într-un divertisment. Poate, în schimb, să o ajute să înflorească dacă el decurge, dacă e un, o armonie care vine de la sunetul fundamental care este cel al cuvântului creștin. Deci, un umor, să zic cumva, topologic vorbind, ulterior faptului de a crede și nu anterior lui. Dacă pun umorul la început și spun că totul în viața mea este umor, atunci, într-adevăr, da, pot să transform totul într-o frivolitate și un divertisment care nu conțin esența vieții creștine. Dar dacă umorul, bucuria, surâsul decurg din viața creștină, dacă învăț să spun glume în orizontul și în virtutea dragostei față de celălalt sau iubirii de celălalt, atunci funcția sa cred că este una esențială. Deci aici, apropo cu problema divertismentului, nu transform viața creștină într-un divertisment pentru că nu pun umorul mai important, a fi mai important decât viața creștină, ci ca o rezultantă, ca o armonie a lui. A acestei vieți. Aș adăuga și eu aici ceva la această întrebare. Există riscul uneori pentru noi preoții de a transforma predica sau un discurs la sfârșitul liturghiei în stand-up comedy. Da? Deci comedie și oamenii vor râde. Dar e diferență între râs și umor. Pentru că dacă vorbim de umorul acela sănătos, care este consubstanțial credinței autentice, umorul acela are și o funcție pedagogică. Ridendo castigat mores, nu? Râzând pedepsește moravurile. Dar noi nu putem să ne imaginăm, de pildă, predicarea lui Iisus fără simțul umorului. Cel puțin dacă vorbim de Evanghelia a patra, ori de câte ori aud proclamată Evanghelia a patra în biserică, sunt pasaje, mai ales când Iisus interferează cu cei care îi se opun, există acolo ironie la fiecare pagină. Eu vreau să scriu teza de doctorat despre ironia în Evanghelia a patra, în Evanghelia după Sfântul Ioan. E o Evanghelie de un... are ironie atât de fine în orice pagină.
Și chiar lucrarea lui Dumnezeu e pătrunsă de, să spunem, de multă ironie acolo. Iar parabolele lui Iisus adesea conțin o doză de ironie sau un umor incredibil. Să ne gândim la parabola fariseului și a vameșului la templu. Da? Fariseul merge și bifează toate, cum se cheamă acolo, toate căsuțele acolo, cu toate faptele bune. Și la sfârșit aflăm că omul ăsta care făcea bine pleacă mai puțin îndreptățit decât celălalt care nu avea să-i prezinte Domnului decât toate ilegalitățile făcute la vamă, fiind vameș. E o ironie, adică când Iisus spunea anumite parabole, și avem indiciul ăsta, de pildă, când farizeii s-au bucurat când Iisus a închis gura saduceilor în disputa despre înviere. Putem să ne imaginăm zâmbetul pe buzele farizeilor, văzând ce răspuns a utilizat Iisus. De asta spun că umorul sănătos este și biblic, avem atâtea pasaje în Biblie unde găsim umorul lui Dumnezeu. Nu mai spun pentru că ați pomenit de patriarhi și de cartea lui Baconski. Dar unul din patriarhi poartă acest nume, zâmbet sau râs, Isaac, numele lui Isaac, patriarhul Isaac, înseamnă zâmbet. Totul e zâmbet acolo. Sara, când aude că va deveni mamă, râde, zâmbește. Da? Apoi copiii, când se joacă, cei doi copii, acolo se spune, realmente râdeau și asta trezește invidia Sarei, care la lungă. Da, Biblia și umorul. Era o intervenție? Te rog. Da, bună seara. Vă mulțumesc și eu pentru cuvintele plăcute pe care le-ați spus. Și cele neplăcute sunt importante. Mă bucur. Am observat că ați folosit foarte mult, aproape ca un leitmotiv, cuvântul politețe. Fapt care m-a dus cu gândul la un discurs pe care l-am ascultat anul trecut, era vorba despre diferența dintre politeții și bunătate. Și spune autorul, care era un om destul de obișnuit, că, bine, toate vânzătoarele ar trebui să fie politicoase, să dea dovadă de politeții. Însă, la un moment dat, s-a întâlnit cu o vânzătoare care pur și simplu radia de bunătate. Fapt care l-a determinat să schimbe și el viața, să fie și el un om bun, să dea dovadă de bunătate. Sau mă gândesc la un exemplu mai apropiat, mă gândesc că la începutul lunii au fost, de exemplu, alegerile locale și știm că toți primarii ar trebui să fie oameni politicoși, oameni care dau dovadă de politeții ca să-i aleagă lumea. Însă diferența dintre un primar care se implică pentru binele poporului, pentru binele cetățenilor și un primar care pur și simplu vrea doar să fie ales, este bunătatea. Noi am spune astăzi că mai degrabă cel care este bun, cel care este cu oamenii, este un primar creștin sau care dă dovadă încă de creștinism. Se regăsește creștinismul în el. Și mă gândesc din acest punct de vedere, este oare bunătatea o simplă valență a politeții sau mai degrabă invers? Sau, cu alte cuvinte, dacă ar fi să țineți dumneavoastră această conferință cu altă ocazie, ați schimba termenul politeții cu bunătate? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, nu știu, ați râs de voctivă ori, dar aș păstra totuși așa, înseamnă că am mers ce am vrut eu să fac. Sunt lucruri diferite, politeția și bunătatea. Cred că politeția ține de a face, bunătatea de a fi. Și sunt perfect de acord, bunătatea este o virtute sau o trăsătură mult mai profundă a vieții spirituale. Nu vă mai spun, autorul de care mă ocup acum, Marin Tarangul, are niște texte absolut cutremurătoare despre milă. Ce înseamnă să-ți fie milă? A simți mila și a fi milă. Da, deci bunătatea este profundă, ține de ceea ce noi suntem. Dar în viața noastră, nu numai aceste lucruri sunt importante, foarte importante, uneori poate chiar mai importante, sunt cele care ne construiesc derizoriul vieții noastre. Un gest politicos face mai mult sau luminează mai mult poate decât o dovadă a bunătății. Pentru că el se manifestă în locul în care e nevoie de politețe. Bunătatea este
prea profundă, sau este profundă și este, bineînțeles, o virtute, dar la fel de importantă este și politețea, care pare că este mai frivolă sau superficială și așa mai departe. Poți să fii politicos și fără să fii un om bun. Și e important să fii în continuare politicos, adică să arăți politețe, pentru că așa suntem, așa e lumea noastră. E compusă din tot felul de interacțiuni în care oricât de bun ai fi, parcă îți vine să dai cu celălalt de pământ. Să nu o faci este esențial, adică să fii politicos. Derizoriul, asta ar fi o teză ca o consecință a ceea ce am spus, derizoriul vieții noastre, așa cum este numit derizoriu, acum fac un paradox ca să închei filozofic, derizoriul vieții noastre este la fel de important ca esența vieții noastre. Și el face parte din viață, la fel cum cotidianul și sensul vieții nu pot fi despărțite și puse una într-un sertar, una într-un celălalt sertar. La fel, a fi bun și a fi politicos sunt lucruri diferite, dar ambele sunt la fel de importante. Una ține de epiderma vieții noastre, alta de sufletul ei sau de adâncurile ei. Apropo de politețe, vreau să amintesc un alt sfânt care ar merita menționat în această conferință, sigur, e vorba de Francisc de Sales, François de Sales. Da? Episcop de Geneva, el l-a întâlnit la un moment dat pe regele Henric al IV-lea al Franței și după această întâlnire Henric al IV-lea s-a exprimat așa despre Francis de Sales. A zis, e o pasăre rară. A zis, e și evlavios și învățat. Zice, dar mai mult decât atât, e un domn. Spunea domnul Andrei Pleșu, spunea treaba asta și zicea el, zice, spunea domnul Pleșu, zice, eu aș face din aceste trei atribute un nou ideal al creștinului de astăzi. Zice, evlavios, învățat și gentilom sau politicos. Și constata el, zice, avem mulți oameni evlavioși, dar nu prea sunt, ați ghicit, învățați. Avem mulți oameni învățați, dar nu prea sunt evlavioși, așa. Și zice, iar de domni, așa. Zice, cine este domn? Zice, cineva care practică achizițiile esențiale ale creștinismului. Domn este cel care este atent la celălalt, care se poartă cuvincios, care vorbește cuvincios, care este empatic. Asta înseamnă, asta este o formă de participare la celălalt. Ca definiția apropo de chestiunea aceasta, atent la celălalt, cu asta închei, că nu vreau să vă țin prea mult, există iarăși în Pateric o apoftegmă în care un călugăr primește merinde de la ucenici, de la vizitatori și el le respinge. Spune că nu trebuie să primească merinde pentru că este în post și așa mai departe. Iar Ava său îi spune trebuie să le mănânci pentru că sunt un dar. Și mai important este să fii atent sau să cinstești darul celuilalt decât să îți ții postul. Din bunătate față de celălalt trebuie să iei și să primești cu bucurie ceea ce ei ți-au adus. Și este una dintre lecțiile mari ale Patericului, și Părintele Scrima vorbește despre lucrul acesta, spunând că atenția la celălalt, faptul de a fi deschis către celălalt, este virtutea fundamentală și nu urmarea tipicului. Da, frumos, da. Când trebuie să alegi între, așa, să spunem, ce e normă, regulă și a fi politicos. Pentru că a spomenit de Chesterton, m-a adus aminte de un lucru, zice Chesterton la un moment dat, vorbind despre Noe și soția sa, zice când a început potopul și curgea apă peste tot, Noe i-ar fi zis soției, zice, dragă, pe mine nu mă interesează unde se duce toată apa asta, important este să nu ajungă în vin, zice, mă rog, a zis Noe, dar nu avem sursă mai precise pentru acest text. Dacă mai există vreo întrebare pentru sau vreo intervenție, este binevenită. Așa, doamna. Da, să vedeți eu.
pentru că n-am mai vorbit de mult în public, dar în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru modul accesibil în care ați vorbit, pe înțelesul nostru al tuturor, pentru că ne-ați îndemnat la reflecție și eu chiar mi-am și notat temele pe care le pot aprofunda în viitor. Lumea asta, trăim vremuri tulburi, e o lume împărțită între a empatiza, așa cum ne învață Iisus, cu cel care suferă, cu cel care trăiește foarte greu, și o lume egoistă, o parte din ea, o lume egoistă, care se retrage așa în turnul său de filde și nu-i pasă efectiv de celălalt. Iisus ne învață că fericirea noastră depinde și de fericirea celuilalt. Și eu m-aș întreba, cum ar fi lumea, cum ar fi fost lumea, dacă Iisus nu ar fi empatizat cu ea, jertfindu-se pe cruce, pentru ca noi să fim fericiți, să avem parte de fericirea veșnică și să putem să sperăm, să nu ne pierdem speranța. Uneori uităm că viața aceasta pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o este un dar unic, nu se repetă. Cei care sunt greu încercați, și o spun, poate pare fără modestie, dar sunt printre ei, nu ar fi reușit să treacă de aceste încercări dacă nu ar fi simțit prezența acestui Dumnezeu, a cărui iubire infinită s-ar fi săvârșit pe cruce pentru ca noi să fim salvați. Și aș încheia cu cuvintele, ați vorbit despre iubire, ați vorbit despre politețe, ați vorbit despre iertare și aici mi-amintesc că ați pomenit de Steinhardt și atâția alții, martirii noștri, care prin iubire i-au iertat chiar și pe torționarilor. Deși Ioan Ploscaru, de pildă, în cartea Lanțuri și teroare, pe care am avut privilegiu să o traduc în italiană, spunea că nici coala albă de hârtie imaculată n-ar putea să suporte toate atrocitățile și acest exces de zel al torționarilor față de martiri precum fericitul Anton Durković și atâția alții. Cum ar fi fost lumea dacă Iisus n-ar fi empatizat cu ea, domnule profesor? Foarte pe scurt. Slavă Domnului că nu știu. Nu, ce pot să spun este că tot o chestiune pe care Nicolae Steinhardt o zice, că oamenii egoiști sunt foarte triști. N-ai cum să fii egoist, să fii închis în tine însuți și să fii fericit. Fericirea este tocmai ține de deschidere. Deci, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi arătat lumea. Nu, e un exercițiu de imaginație care nu folosește la nimic, ca să zic așa, dar pot să spun că cei care egoiștii, cei care nu știu să se deschidă către celălalt, nu au exercițiul empatiei, cred că sunt oameni foarte triști, în primul rând. Atât. Trebuie să și încheiem. Vreau să mulțumesc din suflet domnului profesor pentru conferința pe care ne-a ținut-o și care a provocat atâtea întrebări foarte utile pentru noi, pentru tot ceea ce s-a discutat în seara aceasta. Să-i mulțumesc și părintelui Iosif Antili, care este coordonator al Centrului Cultural Catolic. Și mă bucur nespus de mult, n-am putut participa de fiecare dată din cauza programului pe care l-am avut, ce l-am, dar când am fost liber am venit cu drag și vreau să-i spun că mă bucur foarte mult pentru faptul că noi ca biserică am reușit să înființăm acest centru cultural catolic
care este așa de binevenit pentru orașul nostru, care este un oraș cultural. Auzeam că în alte părți, unde orașe sau localități care nu sunt centre culturale ca Iașul nostru, aveau astfel de momente de cultură și la noi nu era. Și mă bucur foarte mult că am și insistat părintele și alți preoți să înființăm acest centru cultural care, cred că vă dați seama, este așa de benefic pentru noi, pentru că aduce în discuție atâtea teme legate de viața noastră creștină și privite și din punct de vedere cultural. Îi mulțumesc și domnului profesor și tuturor celor care au conferențiat până acum, părintelui Iosif pentru coordonator, pentru grija pe care o are ca să aibă loc aceste întâlniri, aceste centre culturale. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți în seara aceasta aici, când am mai fost odată erau mai mulți, dar ducem mai departe și trebuie să facem noi ucenici sau să îndemnăm și pe alții, fiecare în cercul său, pentru a participa la aceste momente culturale care sunt realmente utile, așa de folositoare pentru viața noastră. Cu mulțumirile pe care le-am adresat, mulțumindu-vă și dumneavoastră pentru participare, vă doresc o seară frumoasă, binecuvântare și ajutorul lui Dumnezeu în toate. Mulțumim, preasfințite, pentru cuvântul adresat. Așa cum spuneam, această conferință este ultima din seria conferințelor structurate așa pe linia anului academic. Următoarea conferință va fi în luna octombrie, dar ne bucurăm foarte mult și vă mulțumim, domnule profesor, pentru atmosfera deosebit de frumoasă pe care ați creat-o în această seară. A fost o conferință foarte frumoasă, provocatoare. E frumos să mergem în vacanțe și în concedii cu această ultimă impresie. O salut prezent aici în sală și pe doamna Cristina Tofan, soția domnului Ioan Alexandru Tofan. Dânsii așteaptă un copil care va veni peste câteva zile, este primul lor copil. Dumnezeu să vă binecuvânteze, așa. Și, desigur, și cu simțul umorului, pentru că se va schimba viața dumneavoastră în câteva... Avem nevoie de simțul umorului. În câteva zile. Dar, slavă Domnului, aveți simț al umorului cât cuprinde și ne-ați contagiat și pe noi în această seară cu această virtute atât de frumoasă. Nu-i așa? Până la urmă, capacitatea umorului sau umorul este indicatorul unei religiozități sănătoase, cum spunea Thomas Halic, un preot filozof și zice foarte bine. Mulțumim celor de la RCIS FM, pentru că datorită lor, această conferință va ajunge la foarte multe persoane și ne bucurăm de acest lucru. Și mulțumiri tuturor care ați fost prezenți în această seară. Suntem mai puțini, dar suntem o companie deosebit de selectă. Să aveți o seară frumoasă, o vacanță frumoasă, concedii frumoase, o vară binecuvântată, să ne dăruiască Dumnezeu tuturor. Domnule profesor, mulțumesc. Felicitări și mulțumiri!